Sădirea unui copac reprezintă, în opinia unora, prima treaptă pe scara lucrurilor de făcut în viață. Dacă un om a plantat chiar și un singur pom de-a lungul vieții sale, se simte mai împlinit. Așa s-au simțit duminică studenții asociației Amicus, alături de mai mulți voluntari care au plantat peste 1300 de puieți lângă localitatea Snagov. Astăzi, studenții din Amicus își propun ca să planteze pe această parcelă o pădure. Să pornim la treabă! În aproximativ 4 ore, cei 60 de tineri au plantat peste 1300 de stejari și corcoduși. Au reușit acest lucru cu ajutorul Regiei Naționale a Pădurilor și a fundațiilor Visul Luanei și Snagov. Am venit aici din partea fundației Visul Luanei. Încercăm să susținem acțiunea asta, activitatea lor, celor de la Amicus, da, cu logistică. Am mai avut experiențe anterioare și cu ocazia asta am venit să le aducem lopeți și puțină forță de muncă. Ideea de a planta o pădure a venit ca un răspuns la confruntarea crudă cu realitatea a tinerilor care au supraviețuit accidentului de la colectiv. Prin acest act, toți cei care s-au aflat pe teren au vrut să transmită speranța că în orice situație, indiferent de gravitatea ei, există transformare, vindecare și regenerare. Scopul nostru este de a face o pădure pentru cei din accidentul de la colectiv. Ne-am gândit că noi, ca și asociație creștină, am putea să facem un gest frumos pentru ei, că această pădure ar fi plantată odată cu recuperarea multora dintre ei și ar putea să vadă evoluând odată cu sănătatea lor, adică ei când o să se îmbunătățească starea lor, peste mai mulți ani pot să vină aici și să știe că locul respectiv a fost plantat pentru ei. Această pădure este un mod de a transmite grupului de tineri care a fost rănit în accidentul de la colectiv faptul că, asemenea unui puiet care devine un copac falnic, la fel și viața lor, care acum are o nuanță mai sumbră, poate înverzi, se poate regenera. Făcând bine altora, îți faci bine ție, așa spune un proverb. Acțiunea de duminică i-a ajutat pe acești tineri harnici în mai multe privințe. Acțiunea asta ne apropie foarte mult, ne ajută să ne cunoaștem mai bine, ne ajută să ne depășim limitele fizice, aș putea spune, pentru că totuși e vorba despre muncă fizică și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de un restart printr-o acțiune de felul ăsta. Ideea de a planta copaci și de a face un lucru bun într-o zi liberă, și pentru că știu că ceea ce vor face acum va rămâne oarecum peste timp. Ne-am dorit ca să vedem, să ne testăm și noi un pic abilitățile noastre de a fi practici, oameni utili și totodată practici. Un teen serve ar ajuta foarte mult ca să crească grupul la nivel că pe lângă o ieșire, pe lângă o călătorie, poți să te implici personal și să fii util acolo unde ești, prin ceea ce faci. Și astfel, luând instrumentele necesare și înarmându-ne cu buna dispoziție, eu cred că noi am făcut o treabă bună astăzi. Ești mai aproape de natura prima dată și apoi lucrezi chiar cu copaci, chiar cu oameni care se implică în chestii care fac bine, dacă vrei, naturii și societății, cumva comunităților noastre, pe când auzi multe defrișări și mulți oameni care fac mult rău. A planta un pom împreună cu ceilalți înseamnă să-l cunosc mai bine pe celălalt. Mi-am dat seama că băieții, într-adevăr, au forță. Am lucrat cu cineva care făcea gropile și eu eram cea care mai mult mă ocupam de puiet și încercam să termin munca. Dar noi, fetele, suntem și noi utile acolo unde suntem, alături de băieți. Un copac elimină din atmosferă 50 de kilograme de dioxid de carbon în fiecare an, produce oxigen prin fotosinteză, așadar putem spune că este viața din jurul nostru. Prin proiectul Plantează o speranță, voluntarii speră într-un viitor în care această pădure să fie cunoscută de tinerii care au fost afectați de accidentul din colectiv și să se bucure împreună de oxigenul pe care pomii îl oferă. Am vrea ca peste mai mulți ani, probabil numele lor o să le știm în viitor, să formăm o invitație pentru ei să vină să vadă locul acesta și să le spunem povestea din spatele pădurii care va crește aici. Probabil că mulți dintre noi o să revenim după ceva timp să vedem care este rezultatul, să vedem ceea ce am plantat, să vedem cum a crescut, cum a evoluat în anii care vor urma.